Irina, știi că deja în weekendul ăsta eu plec către Câmpul Lung, am acolo o poveste cu baghe, cu chestii. Mă gândesc și eu, e adevărat, la vacanțe. Mai e până atunci, dar hai totuși să intrăm în atmosferă. I-avem alături de noi pe Călătorii în Baschet. Bună dimineața, bine ați venit la noi. Bună dimineața, bine ați venit. Mulțumim pentru invitație. Sunteți într-o pauză de plimbare, bănuim, nu? Da. Ați avut noroc că ne-ați prins, pentru că noi de obicei nu prea stăm în București. Păi și zic. Ați avut mare noroc că ne-ați prins. Recunosc că înainte de a intra în emisie, întrebam dacă într-adevăr le place mai mult să călătorească în România decât în afară. Și voi ce mi-ați spus? Că ne place în România. Pentru că pentru că în România cumva noi pariem și anul acesta pe România. Pentru că, indiferent ce se spune despre România, cât de mult poate găsim noi acele chițibușuri care nu ne place, e cu hate, România are ce să ne ofere și România, până la urmă, pentru noi este acasă. Și România turistică s-a schimbat în ultimii 2 ani extraordinar de mult. Practic, deși vorbim de o criză sanitară, în România au apărut cele mai multe proiecte speciale în ultimii 30 de ani, să zicem așa. Vorbim despre piscine Infinity, căsuțe în copac, glamping-uri. Adică avem proiecte turistice exact ca afară, unele chiar mai faine decât afară, am zice noi. Deci, chiar clar recomandăm România și pentru 2022. Am o întrebare punctuală. Dobrogea, și nu vorbim aici nici de delta, nici de litoral. Dați-mi o soluție. Dobrogea, că asta înseamnă, de fapt, păi mă gândesc că poate ceva prin Munții Măcinului sau în sudul Cetatea Dobrogei. Inițiala, de exemplu, și este acolo un complex foarte drăguț, tradițional, făcut cu stuf, unde se mănâncă și foarte, foarte bine, acolo, lângă Cetatea Inițiala. Și de sus îl vezi cât de spectaculos e acel loc. Să fiu sincer, am vrut să vă dau un... că am fost acolo și acolo mi-a plăcut și mie. Da. Am vrut să vă verific dacă avem aceleași plăceri vis-a-vis de chestiunea asta. Da, acolo este absolut... Da, uite, Dobrogea istorică, adică dacă vrei să vezi vestigii, chiar ar merita. Cine e pasionat de istorie, România are să ofere, chiar și în Dobrogea, unde poate nu este atât de turistic ca și Delta Dunării. Dar lumea nu gândește în sensul ăsta din... Dragilor, eu recunosc, am evitat să călătoresc prea mult prin România, mai ales, mă rog, cu 2 copii mici, mi s-a părut complicat, drumurile nu sunt extraordinare pe la noi și o știm cu toții, dar dacă ar fi primăvara aceasta, vara aceasta, să-mi doresc să le arăt și lor țara noastră, unde mi-ați recomandat să merg? Cât mai aproape, să spunem, de București, dar să fie altceva, să nu fie Valea Prahovei, să nu fie locurile alea amețitor de aglomerate în care nu te poți învârti. Pot să încep cu satul Măgura din Brașov, care e unul dintre cele mai frumoase sate din lume. Nu zicem noi, a spus-o National Geographic, că e unul dintre cele mai frumoase sate din lume. E absolut spectaculos să stai pensiunea sau cabana pe care ți-o alegi și să cadă muntele pe tine, efectiv. E absolut superb locul. E și tradițional într-o oarecare măsură. Cred că ai putea să începi așa. Măgura, Peștera, Șimon... Șirnea, Fundata, Fundățica. Mm-hmm. Sunt locuri foarte, foarte frumoase. Și, de exemplu, Fundata... Ușor. Am fost și cu bicicleta pe acolo. De exemplu, uite, pentru copii, la Fundata sunt căsuțe de hobbit. Da. Și sunt foarte superbe, frumos făcute, superbe. Da, superbe. Și sunt într-un loc mai izolat, aproape de pădure. E superb, dacă vrei să te duci cu copiii aproape de București, Fundata. Și tot acolo găsești o căsuță în copac, tot în stil hobbit. Efectiv, e un brad care trece prin terasa. Și asta poate fi și extrem de romantic, să spunem, dacă este nu vrei să romantic, mergi cu copiii, dar nu? Și pentru copii e absolut fascinant, pentru că ei sunt fascinați de genul ăsta de locuri. Da, mie îmi spui. Și să înțeleg că ce ați menționat acum v-a impresionat cel mai tare, sau aveți ceva, de prin Oltenia sau de prin nordul țării, de prin Maramure sau partea aceea cu Carei? Sincer, pe noi ne-a impresionat Mare. Foarte, el e din Carei. Da, eu sunt din Carei. Da, să zic asta. Și chiar e un oraș foarte fain, mic, dar cochet și foarte bine pus la punct, cu un castel superb chiar în centrul orașului, un parc care e protejat, e absolut superb. Și n-ai gândit asta despre Carei, așa? Nu, pentru că e o destinație despre care mai nouă, să zic așa, despre care lumea nu știe, fiind probabil și foarte departe, e mai cunoscută în Ungaria, în Germania, în Austria, decât în România, și sunt super fericit să pot să vorbesc pe orașul din care sunt până la urmă, de fiecare dată când ajung undeva sau ajungem undeva. Uite, și să-ți răspund la întrebare, pe mine m-a impresionat foarte, foarte tare, am venit acum dintr-o deplasare mai lungă, Apuseni. Și cătunele din Apuseni, unde nu-ți vine să crezi că au apărut proiecte speciale, ce să spun, cabane de tip A-House cu cada pe terasă și vezi munții, nu ai semnal la telefon, este absolut superb. Dar da, din București faci cam 6-7 ore. Da, deci trebuie să rezervi un sat acolo, se numește Mătișești, e un sat tradițional, dar unde e un colț de Norvegia, în sensul în care sunt peste 10 proiecte A-House-uri,
cabane în stil scandinav, acele cabane cu sticlă care te lasă să admiri peisajul și e un cătun destul de izolat. Iarna e mai complicat să ajungi acolo, doar că proprietarii pun la dispoziție mașini 4x4 care te ajută să urci până acolo. Sună extrem de bine și, dar recunosc, nu știam că țara noastră ne oferă așa ceva, pentru că în general se vorbea despre faptul că România da, oferă peisaje, dar la cazare și la oameni nu suntem neapărat extrem de bine puși la punct, oamenii din turism. Dar e scump să faci genul acesta de vacanțe extravagante, pot să le numesc, în România? Comparativ cu prețurile de afară, nici pe departe. Nu. Pentru că o căsuță în copac, să zicem, cu sticlă, în România e undeva la 100 de euro, 4 milioane în zona aia, iar afară chiar poate să ajungă și la 600 de euro, adică e de 10 ori mai scump. Dacă ne referim la Bali, am fost în Bali sau chiar și în am văzut... Austria, adică același proiect, dacă îl iei și îl duci în Austria sau în Elveția, costă infinit mai mult. Și serviciile sunt bune, da? Adică da, am pentru început că de obicei se ocupă în mod direct proprietarii, mulți dintre ei au fost afară, au venit cu know-how de acolo, de exemplu în Maramureș există un complex de case tradiționale unde proprietarii sunt niște tineri care au lucrat la cel mai luxos hotel din Qatar, wow. Unde au venit cu tot know-how de acolo, au și un foarte decalog frumos al felului în care tratează turistul, cele 10 porunci pe care și acum le au. Deci, cu alte cuvinte, ar trebui să încercăm România. Să mulțumim frumos România. Și mersi că ați reușit să faceți un popas cum și pe aici să vorbim și despre prima, cât de frumos aici. Și cum